cadrul ședinței lunare a Colegiului Prefectural, care s-a desfășurat în sala mare a Consiliului Județean Vaslui, Izabel Bogdan, directorul Casei Județene de Pensii Vaslui, a prezentat noutățile legislative în domeniul pensiilor. Creșterea etapizată a valorii punctului de pensie, adoptarea unui nou mod de calculare a pensiilor, ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, instituirea reducerii vârstei standard de pensionare pentru femeile care au născut și crescut până la 16 ani 3 copii, acordarea pensiei de invaliditate, indiferent de stadiul de cotizare realizat, schimbarea condițiilor de asigurare facultativă prin intermediul contractului de asigurare socială, introducerea masteratului și doctoratului în categoria perioadelor asimilate stadiului de cotizare, crearea de condiții mai avantajoase de pensionare pentru persoanele cu handicap sunt doar câteva din modificările adoptate în domeniul pensiilor pentru legea 127/2019. Noutăți legislative în domeniul pensiilor. În anul 2019, domeniul pensiilor a constituit o prioritate a factorului politic de decizie din România, fiind adoptată atât o nouă lege a pensiilor, cât și ordonanța de majorare a indemnizației sociale pentru pensionari. Astfel, la data de 1 septembrie 2019, a fost majorat punctul de pensie de la 1.100 lei la 1.265 lei. Toate pensiile au fost recalculate și majorate corespunzător. A fost stabilită de asemenea o nouă valoare a indemnizației sociale și astfel niciun pensionar nu va primi pensie mai mică de 704 lei. Referitor la impactul acestor măsuri asupra bugetului asigurărilor sociale de stat, putem afirma faptul că la nivelul județului Vaslui, cheltuielile cu plata pensiilor aferente lunii septembrie 2019 au fost de 107.662.748 lei, cu 13,23% mai mari decât cheltuielile cu plata pensiilor înregistrate în luna august 2019. Spre deosebire de cele două mari legi adoptate în domeniul pensiilor după 1989 și sunt mari la propriu dacă le comparăm cu legea 3/1977, legea 127/2019 este diferită în sensul că aceasta afectează nu doar persoanele care se vor înscrie la pensie după intrarea în vigoare, ci toți beneficiarii sistemului public de pensie, deoarece presupune recalcularea tuturor pensiilor. În acest moment, suntem în faza de așteptare a adoptării de către Ministrul Muncii a Ordinului de Stabilire a Procedurii de Evaluare a Pensiilor în vederea recalculării. Așadar, vom începe evaluarea tuturor dosarelor de pensie. Legea 127/2019, din punctul nostru de vedere, este construită în jurul a două idei, elemente foarte importante și anume. Pensiile se majorează sau, în cel mai nefericit caz, rămân neschimbate. Vârsta standard de pensionare, stadiul minim și stadiul complet de cotizare rămân neschimbate. Acest aspect este important și ține cont de contextul socioeconomic al României, având în vedere faptul că vârstele standard de pensionare vor rămâne aceleași și nu urmează cursul ascendent adoptat în alte state europene. Principalele modificări în domeniul pensiilor prin legea 127/2019. O să le enumăr mai pe larg, ca să spun așa. S-au redefinit noțiunile de stadiu de cotizare, stadiu minim de cotizare și stadiu complet de cotizare. Stadiul de cotizare reprezintă perioada de timp ulterioară a intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care s-au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii. Stadiul minim de cotizare, perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege, în care asigurații au realizat stadiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă și care nu cuprinde perioadele asimilate. Stadiul complet de cotizare, perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stadiul de cotizare pentru a putea beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau a pensiei anticipate. Au fost modificate prevederile legale referitoare la contractul de asigurare. Astfel, pentru a putea să asigura o persoană, trebuie să aibă un stadiu de cotizare realizat de cel puțin 10 ani. De asemenea, se prevede posibilitatea plății contribuțiilor de asigurări sociale pentru o perioadă de maxim 5 ani, anterior datei încheierii contractului de asigurare. Dacă are minim 10 ani vechime, iar venitul asigurat nu poate fi mai mic decât câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. În anumite condiții, masteratul și doctoratul constituie perioade asimilate stagiului de cotizare, curs de zi sau cu frecvență. Noua lege stabilește dreptul de opțiune al femeilor în ceea ce privește vârsta la care pot solicita înscrierea la pensie pentru limită de vârstă. Dispare condiția referitoare la handicapul preexistent calității de asigurat și astfel creează condiții mai avantajoase de pensionare pentru persoanele cu handicap. Se acordă reducerea cu 6 ani a vârstei standard de pensionare pentru femeile care au realizat stadiul minim de cotizare și au născut și crescut până la 16 ani cel puțin 3 copii.
Începând cu al patrulea copil, se adaugă câte un an în plus pentru fiecare copil. Actuala pensie anticipată devine pensie pentru limită de vârstă și la stabilirea ei se valorifică inclusiv stagiile asimilate. Dispare noțiunea de pensie anticipată parțial. Nu este nevoie de un anumit stagiu de cotizare pentru pensia de invaliditate. Se redefinesc gradele de invaliditate astfel încât pentru fiecare grad în parte capacitatea de muncă poate fi păstrată pentru anumite activități. Cabinetele de expertiză medicală se organizează în subordinea directă a Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă. Se introduce prin legea pensiilor un nou drept de asigurări sociale pe lângă dreptul de bilet de tratament și ajutor de deces și anume ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor. Soțul supraviețuitor are dreptul la acest ajutor lunar dacă îndeplinește următoarele condiții. Este pensionar pentru limită de vârstă, a realizat stagiul complet de cotizare, a împlinit vârsta standard de pensionare, nu s-a recăsătorit, iar durata căsătoriei a fost de cel puțin 10 ani. Au fost coborâte pragurile de reducere a vârstelor de pensionare de la 6 ani la 1 an pentru condiții deosebite și de la 2 ani la 1 an pentru condiții speciale. Se instituie un nou mod de calcul al pensiilor. Pensia este egală cu numărul total de puncte înmulțită cu valoarea punctului de referință. Valoarea punctului de referință va fi de 75 de lei. Altă modificare ar fi, se vor valorifica toate drepturile de natură salarială pentru care s-au plătit contribuția de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Sporuri, acord global, al 13-lea salariu, ore suplimentare, prime, premii și alte bonusuri. În cazul în care pensionarul nu poate dovedi veniturile brute încasate în perioada 1 februarie 1975-1 aprilie 2001, acesta va beneficia de majorarea cu 10% a punctajelor lunare, corespunzătoare stagiului de cotizare realizat în perioada 1 februarie 1975-1 aprilie 2001. Legea introduce sintagma contribuții datorate și plătite pentru calculul pensiei. Noua prevedere va fi luată în calcul doar pentru perioadele lucrate ulterior anului 2021, atunci când legea va produce efecte complete. Legea prevede creștere etapizată ale punctului de pensie până în anul 2021, pentru ca din anul 2022 să fie aplicată noua formulă de calcul bazată pe valoarea punctului de referință. Valoarea punctului de referință se va indexa anual cu rata medii anuală a inflației la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Pensia minimă. Pensia minimă se calculează raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv. Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară, pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat peste 15 ani, fără a depăși procentul maxim de 75%. Persoanele cu vechime între 10 și 15 ani, aflate la pensie la data intrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus, între 11 și 14 ani inclusiv, se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară. În cazul în care din calculul pensiei rezultă o sumă mai mare, atunci persoana o va primi pe aceasta. Deciziile de pensie vor fi contestate direct la instanța de judecată. Dispare procedura prealabilă. Cererea de pensionare poate fi depusă și de altă persoană decât titularul dreptului sau reprezentantul legal al acestuia, mandatar de semnat prin procură specială, dacă acesta declară pe propria răspundere că cererea este semnată olograf atât de titular cât și de persoana care o depune. Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, se depune în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii acestor condiții. Cererile de revizuire neîntemeiate depuse de pensionari se soluționează ca petiții. Termenul de soluționare a recalculărilor este de 60 de zile, în timp ce pentru cazurile noi rămâne 45 de zile. Pensionarii pentru limită de vârstă care lucrează după pensionare pot solicita recalcularea pensiei o singură dată într-un an calendaristic. Ca și deciziile noi și cererile de recalculare pot fi anulate la cererea pensionarului. Toate drepturile de care beneficiază o persoană, pensie, indemnizație, se plătesc prin aceeași modalitate de plată. Cupoanele pentru cei cu pensiile pe card sau în cont vor fi trimise în plic închis. Beneficiarii nerezidenți au obligația de a transmite semestrial certificatul de viață. Soțul poate cumula pensia de urmași cu venituri mai mici decât câștigul salarial mediu brut pe economie. Biletele de tratament se pot acorda atât persoanelor soțului, soției, asiguratului, pensionarului, sistemului public de pensie care nu este asigurat, cu plata integrală a biletului de tratament.
Numărul de personal al structurilor Casei Naționale de Pensii, la nivel central și local, nu poate fi mai mic decât numărul corespunzător raportului de un salariat la 2000 de asigurați și beneficiari de prestații de asigurări sociale. O altă modificare care a venit în sprijinul pensionarilor în anul 2019 a fost legea 221 din 27 iulie 2018 pentru modificarea și completarea legii numărul 263 pe 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Aici au fost recalculate pensiile persoanelor care au desfășurat activități în grupa 1 și 2 de muncă. Dar fac precizarea că au beneficiat de această majorare aviatorii, personalul artistic, siderurgiștii, oțelarii, forjorii, personalul CFR, personalul de la metrou, aceste persoane care au realizat stagii de cotizare în condiții speciale de muncă. În ceea ce privește recalcularea pensiilor cuvenite sau aflate în plată la data din 3 august 2018, procedura instituită prin legea numărul 221 pe 2018 prevede ca recalcularea drepturilor aflate în plată și aceasta nu se referă la persoanele care și-au deschis drepturile de pensie anterior date din 3 ianuarie 2011, dar au beneficiat de majorarea punctajului mediu anual în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului numărul 100 pe 2008, ale Ordonanței de urgență a Guvernului numărul 209 pe 2008 și ale Legii numărul 218 pe 2009 și ale articolului 169 din Legea numărul 263 pe 2010. Și au deschis drepturile de pensie după data de 1 ianuarie 2011, dar au făcut obiectul legii numărul 155 pe 2016. Aici sunt minerii din subteran, personalul din zonele 1 și 2 de radiații. Și au deschis drepturile de pensie după data de 1 ianuarie 2011, dar au realizat stagii de cotizate încadrate în condiții speciale, altele decât cele prevăzute la articolul 130, aliniatul 1, litera D, E și F. Fac precizarea că adoptarea acestui act normativ, deși s-a dorit a fi un act cu caracter reparator, a generat numeroase neînțelegeri și de aici nemulțumiri în rândul pensionarilor care au lucrat în grupa 1 și 2 de muncă și nu au dreptul la recalcularea drepturilor de pensie. În opinia noastră, acest act a fost adoptat la mare distanță în timp de dispoziții legale inițiale care reglementau majorările de punctaj pentru cei care au lucrat în grupa 1 și 2 de muncă. Ordonanța 100 pe 2008, Ordonanța 209 pe 2008, legea 218 pe 2009 și legea 263 pe 2010. Mass media și în general comunicatorii care au adoptat acest subiect nu au explicat foarte bine categoriile de beneficiari și astfel s-au creat așteptări nejustificate în rândul pensionarilor. La nivelul județului Vaslui, cei care au beneficiat de dreptul de recalculare reglementat de legea 221 pe 2018 sunt un număr de 881 de pensionari care au lucrat în grupele 1 și 2 de muncă, iar cei înregistrați în evidențele Casei Județene de Pensii Vaslui, care au lucrat în grupa 1 și 2 de muncă, sunt peste 36.000. A se înțelege că nu toți cei 36.000 au beneficiat de această recalculare, ci legea 221 se referă strict doar cei care au lucrat în condiții speciale. Situația privind dosarele de pensie recalculate conform legii 221 pe 2018 au fost un număr de 881 de dosare eligibile, soluționate până la data prezentă un număr de 760. Celelalte dosare urmând a fi soluționate în zilele următoare. Fac precizarea numărului de pensionare aflat în evidență la 1 septembrie 2019. În evidențele Casei Județene de Pensii Vaslui avem un număr de aproximativ 95.000 de pensionari. Structura beneficiarilor de pensii de stat pe categorii de pensii și arondare. Total pensionari stat 83.272, din care Vaslui 49.372, Bârlat 33.900. Beneficiari de pensie de limită de vârstă. Vaslui 37.547, Bârlat 25.101. Beneficiari de pensie anticipate 229, din care Vaslui 145, Bârlat 84. Beneficiari de pensie anticipate parțial 1457, din care Vaslui 976, Bârlat 481. Beneficiari de pensie de invaliditate 9071, din care Vaslui 5741, Bârlat 3330. Beneficiari de pensii de urmaș, Vaslui 4.955, Bârlat 3.277. Beneficiari de pensii speciale 94. Mai plătim și pensii din sistemul asigurărilor de stat pentru agricultori, un număr de 12.224, din care limită de vârstă 11.409, invaliditate 31 și pensii de urmaș 784.